Judecătorii au impus tratament psihiatric lui Fulgi de la Clejani. Fulgi de la Clejani a fost un subiect de presă foarte mediatizat pe parcursul acestei veri. Acesta a ieșit în evidență prin fapte penale și comportament șocant față de persoane publice, părinți și autorități. Acum judecătorii au decis în cazul lui, ce arată soluția pe scurt dată de judecători în cazul fiului Clejanilor. De curând, judecătorii au publicat decizia în cazul fiului Clejanilor. Fulgi a făcut numeroase probleme în acest an, de la scandalul public până la conducerea sub influența substanțelor. Acum, decizia judecătorilor arată că Fulgi este nevoit să urmeze tratament medical de specialitate. Dispune obligarea provizorie a inculpatului Manole Dan Constantin Fulgeraș la tratament medical prescris de un medic de specialitate până la însănătoșirea sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Dacă suspectul sau inculpatul încalcă cu rea credință măsura obligării provizorii la tratament medical, judecătorul dispune de internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului, arată decizia judecătorilor. Poliția a mai deschis un nou dosar lui Fulgi de la Clejani la scurt timp după revenirea acasă a acestuia. Poliția a trimis deja un comunicat de presă prin care anunță faptul că într-adevăr i s-a deschis un nou dosar de circulare pe drumurile publice fără permis de conducere conform codului penal în vigoare. Pentru noua ispravă, Fulgi riscă închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă.